Il corso serale di sostegno industriale Capellini di La Spezia offre la possibilità. Cursus de Seare a Istituto Luis Capellini di La Spezia offre possibilità a celor care au părăsit școala fără a obține o diplomă de învățământ din școala generală de a atinge acest obiectiv într-un timp destul de scurt. Acest lucru este posibil datorită recunoașterii de credite, adică abilitatea de a păstra tot ceea ce a fost făcut în trecut și mulțumită metodelor de învățătură personalizate. Pentru cei care nu au frecventat niciodată liceul, dar este licențiat din școala generală cu clasele 1-8, este posibil făcând un sacrificiu un pic mai mare, dar într-un timp destul de scurt, adică un minim de 3 ani în loc de 5, cursuri canonice tradiționale. Cursul este organizat pe 3 niveluri. Primul nivel, care conține clasa 1-a și a 2-a. Al doilea nivel, care conține clasa 3-a și a 4-a. Al treilea nivel, care conține clasa 5-a. Primele două nivele sunt caracterizate printr-o programare modulară și un sistem numit Open Class, în timp ce al treilea nivel, care este clasa 5-a, este un curs de studii tradițional, adică împărțit în trimestre. Propunem două specializări, mecanică și electronică. Alegerea poate fi făcută de către studenții care frecventează primul nivel, adică clasa 1 și a 2-a, și sunt ajustați să facă această alegere de către profesori. Previo orientamento fatto dagli insegnanti del corso meccanica e elettrotecnica che gli aiuteranno in una scelta più consapevole. Il corso di perito meccanico offre agli studenti quattro possibilità di lavoro. Cursul de inginer mecanic oferă studenților oportunități de muncă împărțite în patru lucruri diferite, și anume, în proiectarea desenelor cu programul CAD-CAM, în folosirea mașinilor cu comenzi numerice, unde se poate programa mașina cu comenzi numerice, în robotică și PLC, unde se poate programa centraline și sisteme automatizate, în mecanică și proiecte. Aceste alegeri sunt și materiile principale care se învață la curs, adică tehnologie mecanică, desen și proiectare design, mecanică, sisteme. Cursul de seară, care urmează într-o manieră similară, în mod de a învăța tradițional, deși cu un număr mai mic de ore, oferă aceleași posibilități. Avem apoi, de asemenea, cursurile serale pentru oportunitatea de a învăța conceptele de proiectare desenului, elementar și tridimensionale. Deci au o educație bază cu fiecare dintre CAD-CAM. Elementari e del tridimensionale, quindi avere un'infarinatura del CAD e un'infarinatura del CAD-CAM. Abbiamo la possibilità di andare con programmazione in macchina controllo numerico e quindi riusciamo anche nelle ore serali riuscire a fare delle piccole esercitazioni. Vă oferim oportunitatea de a învăța programarea de mașini cu comandă numerică prin exerciții cu comenzi numerice și putem de asemenea folosi programe pentru unitățile mici de esență PLC. În esență, oferim posibilitatea de a aborda activitățile cheie cerute de piață. Principalele dificultăți ale cursului pot să apară în părțile teoretice din domeniul mecanicii, care sunt dezvoltate în sala de clasă, dar acestea sunt foarte importante, deoarece acestea dau studentului lucrător posibilitatea de a trece cu ușurință examenul final, cu potențial exact la fel ca elevii în timpul zilei. Piața forței de muncă are o cerere puternică în acest domeniu. Ha una forte richiesta di questo, in questo settore, quindi richiede. Figure de control și de proiectare sunt căutate foarte mult, deci vom oferi elevilor și lucrătorilor posibilitatea de a se recalifica și de a se repoziționa pe piața cu cunoștință profesională mai bună, pentru a îmbunătăți propriul curriculum și în cele din urmă să poată să revândă pe piața forței de muncă cu mai multe oportunități. Il corso elettrotecnica ed automazione offre opportunità di studio ad ampio raggio nei diversi. Cursul in ingegneria elettrica și de automatizare oferă oportunitate de a învăța diferite domenii profesionale, și anume instalațiile electrice de mașini electrice și de automatizare. O parte foarte importantă a cursului se referă la funcționarea mașinilor electrice, transmisii electrice și de asemenea în cadrul controller logic programabil, adică PLC, care în prezent sunt utilizate pe scară largă în industrie. Discipline particulare de acest tip permit studenților să dezvolte expertiza în proiectarea cablajelor electrice, atât civile cât și industriale, în timp ce o mare parte din ceea ce este cerința în lumea muncii este aplicația de software. Molto richiesti oggigiorno nel mondo del lavoro.